fie Domnul. Amin. A fost pe gândul fratele Florin cu tortul și mă gândeam numai la tort și m-am gândit cum de multe ori se întâmplă să fie oameni care refuză tortul. Așa de bine arată, așa de bun este și totuși îi spun nu mulțumesc. Și mă gândeam că suntem la o zi de sărbătoare în care ne amintim de ce a făcut Domnul Iisus pentru noi și de nădejdea care o avem și cu gândul la cetatea cum să spun, asfaltată cu aurul care ne așteaptă și la Domnul Ierusalim și de multe ori parcă spunem și noi că nu mulțumesc, nu doresc. Nu pot să înțeleg cum de este în față o mântuire așa de minunată. Bine, nu la toți, ați înțeles ideea, dar mă refer la atât de mulți oameni care trec nepăsători pentru felul această mântuire care ne stă în față. Și ne stă în față această sărbătoare și noi o vedem deja ca un tort, gata, frumos, așezat și am ornat, să spun așa. Și de multe ori uităm procesul acestui tort. Sau acestui vas de lut, mai am lipit-o și am cumpărat. Și mă gândeam, am văzut odată un olar și modela lutul, îl făcea să arate cât de cât mi se părea mea vază și după aia, pac, îi mai dădea una la pisat. Și de multe ori, noi ne gândim la Iisus, a, Iisus deja a înviat, slăvit să fie El, dar nu ne gândim la procesul care El a făcut și care a fost supus ca El să ne ierte păcatul. Este o zi, o sărbătoare așa de cumva încurcată pentru mine, a lacrimilor și a bucuriei în care mă gândesc. Parcă îmi vine să plâng pentru că Iisus Hristos a suferit și a suferit așa de mult, a strigat la un moment dat și scrie în Matei 26, spune Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Slăvit să fie El, pentru că El, singur Fiul al lui Dumnezeu, a venit în lume ca să moară pentru noi. Și așa cum un tort, ca să continui comparația, este băgat în cuptor, este tăiat, este ornat și tăiat și bucățele felii și și rânduri, sau să spun așa, și ca să continui și cu vasul, este bătut, este băgat în cuptor, este modelat. Așa și mântuirea noastră nu a venit așa, nu este un lucru așa de apucat, să spun. În Isaia 51 spune că disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa disprețuit că îți întorceai fața de la El și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Slăvit să fie El! Ce frumos! De, așa de dureros, dacă putem să vedem cu ochii minții acest pasaj care l-am citit, dar ce frumos că El a făcut din dragoste lucrul acesta pentru noi. Și, amin, slăvit să fie Domnul! Citea fratele Cristinel și toate lucrurile acestea s-au întâmplat ca să putem noi să fim moștenitori. Cât de frumos, așa cum era în Galaten, se citea din capitolul 4. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu mi-a trimis în mine Duhul Fiului Său care strigă Abba, adică Tatăl. Am auzit un altfel de traducere sau așa care ar însemna Tată, cumva mai apropiat și mai intim de Dumnezeu. Dar oricum, așa că nu mai ești tu, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Mai departe, în capitolul 5, versetul 1, tot Galaten. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Cum de atâtea ori se întâmplă să, ca și evrei, atâta să ne gândim la jugul robiei? Mai era bine. De ce oamenilor care nu cunosc pe Domnul merge așa de bine? Și parcă de multe ori avem tendința să ne întoarcem privirile spre lume, din nou spre lume. Spune cântarea care cântăm la botez, mereu înainte, nimic în urmă. Slăvit să fie Domnul. Mai citesc un pasaj în care spune, și uitați aici ce frumos. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, Filipeni 2, versetul 6. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat pe sine în sus și a luat chip de rob.
făcându-se asemenea oameni. Ca să înțelegeți ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. El s-a făcut rob și a luat chip de rob, asemenea nouă, ca noi, prin jertfa aceasta, să putem să nu mai fim numiți copii, așa cum am citit, ci să ne numim fii și să fim în viață. Așa mare mângâiere pentru noi, că putem să ne numim fii de Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să dăm dovadă mereu de fii al lui Dumnezeu. Amin. Mai citesc un verset care spune așa. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viață. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți că îți rămâne cu voi și va fi în voi. Nu știu cum mi-a ajuns iar rândul tot la rugăciunea de cauză. Aseară deja veni mi-a spus, stai că să mai faci o rugăciune de cauză, poate tu urmezi. Dar văd că nu e serios. Și eu am spus în glumă sau mai în serios, cred că eu sunt cea mai mare cauză. După aia văd pe fratele Pavel se ridică și spune că nu se simte vrednic să se ridice în față semnele. Și așa eram și eu și așa sunt și eu. Și m-am gândit un pic la noi și la Mântuitorul acesta care ne este promis. Și hai să ne ridicăm pe picioare și să avem gândul acesta că Dumnezeu ne-a promis în Mântuitor. Să ne cercetăm fiecare în parte, nu unul pentru celălalt, nu unul pe celălalt. Și să venim înainte lui Dumnezeu. Și am această dorință, dacă te simți mic în această dimineață, dacă simți că nu ești vrednic să stai la masă cu Domnul, vreau să spun că este scris că să te cercetezi și așa să iei din ce este servit. Așa că vreau să și mi-a pus Domnul pe inimă acest gând. Dacă te simți cumva că ai nevoie de sprijin, și în loc să ne cercetăm unii pe alții, să ne sprijinim unii pe alții în rugăciune. Aș vrea să vă invit în față. Sper să nu fim mulți. Dacă suntem toți, rămânem la locurile noastre. Dar aș vrea să vă invit în față, să păstrăm puțină distanță. Și dacă simți în dimineața aceasta că ai nevoie de sprijin, dacă simți că în dimineața asta ai nevoie de Mângâietorul care este promis, dacă simți că în dimineața aceasta ai nevoie de Duhul Său cel Sfânt, de Mijlocitorul, care spune Romanii 8:26, și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cum suspinul de plin. Te invit în această dimineață să fiu în față și am aici în locul acesta că pot să fiu primul care mă rog. Dar să nu-ți fiu prea greu. Nu privi în stânga și în dreapta, nu privi că oamenii te judecă. Am rugat ceilalți frați în această dimineață să nu ne cercetăm unii pe alții, ci să ne sprijinim unii pe alții. Ne cercetăm fiecare în parte și venim înaintea lui Dumnezeu. Dacă suntem mai mulți, vă rog să păstrăm cât de cât distanța și îl rog pe fratele Mihai Lupancu și pe fratele Cristinel să ne sprijinească în rugăciune, pe cei care ne vom pleca și vom cere în această dimineață mângâierea lui Dumnezeu. Vom cere puterea lui Dumnezeu să vină peste Betania, peste familia Betania și Domnul să facă aici un izvor și Domnul să facă aici o sărbătoare. Amin.